Binecuvântat și slăvit să fie Domnul nostru pentru toate lucrurile, acum și întotdeauna și în veci. Amin. Preaiubiților, astăzi vom citi Sfânta Scriptură din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4 la 8, capitolul 2, versetul 1 la 4 și din Marcu, capitolul 10, versetele 13 la 16. Vom începe, deci, cu Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4. Pe când se aflau ei, deci apostolii, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis Domnul Iisus, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi, sau voi, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, sau în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde erau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Evanghelia după Marcu, capitolul 10. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Când a văzut Iisus lucrul acesta, s-a mâniat și le-a zis: Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu nici un chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Până aici cuvântul Domnului, care este binecuvântat în veci. Vă rog să luați loc. Preaiubiți frați, sunt foarte onorat în această zi să pot sta înaintea bisericii și sunt onorat de două ori astăzi. N-am avut speranța, vă spun foarte drept, n-am avut speranța că eu o să trăiesc ca să-mi văd vreun nepot. Și mă amintesc când se pregăteau ei să primească primul dar de la Domnul, mă duceam cu Uțu pe un drum și ziceam: Uțule, o să mor fără să am nepot. Și el nimic. Nu mi-a spus nimic până când nu mi-a spus. Și mă bucur astăzi foarte mult pentru că este cel de-al doilea nepot, o nepoțică foarte frumoasă care Dumnezeu le-a dăruit-o, care a venit în familiile noastre, familia Palincace, familia Ghencean. Ciudat! Orice am face, acum suntem împreună. Și sigur că m-am rugat și până acum pentru ei și o să mă rog în continuare pentru ei, dar astăzi o să ne rugăm în mod deosebit. Preaiubiților, este ziua de Rusale și este ziua când familia Uțu și Michel vin cu binecuvântarea lor la binecuvântare. Și eu vreau să vorbesc despre amândouă lucrurile deodată. Vreau să le
pun toate în același pachetel în această zi, într-un timp foarte scurt, care îl avem la dispoziție. Cred că astăzi voi depăși timpul. Este așa de scurt timpul, că nu pot să predic, nu pot să țin o predică în timpul ăsta așa scurt. Vă spun de la început. Dar mă voi sărbui să fiu cât se poate de scurt. Preaibiților, ziua cinzecimii este ziua când se sfârșea secerișul în Israel și în zona aceea, Orientul. Și drept consecință, izraeliții și-au programat, după porunca lui Dumnezeu, o sărbătoare deosebită atunci, să mulțumească Domnului pentru recolta pe care au primit-o, să-și ceară binecuvântare pentru anul care va veni. În ziua cinzecimii, Dumnezeu a hotărât să trimită pe mângâitorul în lumea noastră. Multe lucruri s-ar putea spune despre evenimentul acesta, dar noi vom accentua ceea ce se potrivește situației de astăzi. Duhul Sfânt, prea iubiților, sigur se vorbește în chip și formă. Acum sunt așa de multe ramuri religioase, unde sunt de-a dreptul violenți când vorbesc despre lucrul acesta. Unul dintre liderii unui proeminent cult penticostal din România și-a ținut, și-a chemat într-o zi subordonații și pe toți acei care au fost la vreo stăruință sau care simpatizau cu lucrarea Duhului Sfânt, a dat afară. Până acolo să mergem. Unii sunt violenți, alții sunt atât de toleranți încât au ajuns la extrema cealaltă și numai gunoaie găsești. Foarte puțini în vremea noastră stau pe linia aia de mijloc. Duhul Sfânt ne este dat ca o putere a lui Dumnezeu celor mai buni credincioși, ca ei să poată fi martori ai harului felurit pe care Dumnezeu l-a trimis bisericii sale. El nu este aiureală, nu este ceva după care trebuie să fugim neapărat ca să borborosim ceva de neînțeles. Da? Este foarte departe ce se întâmplă astăzi de ceea ce trebuie să fie. Vorbirea în limbi este vorbire în limbi. Este o vorbire pe care, dacă o pui pe un translator, se poate translata. Este o limbă, nu este o borboroseală. Da? Prorocia este o vorbire de la Dumnezeu pentru zidire, sfătuire și mângâiere. Vedenile sunt descoperiri dumnezeiești cu privire la viitor. Foarte mulți au de lucru cu trecutul și aceasta are de-a face cu vrăjitoria și cu ghicitoria. Vrăjmașul sufletelor noastre vrea să amestece aceste două lucrări, dar ele nu se amestecă nici de cum. Este necesar botezul cu Duhul Sfânt astăzi? Absolut. Absolut. Cine a trecut prin experiența aceasta a botezului cu Duhul Sfânt, este ca și cum ar pune mâna pe Dumnezeu. Ca și cum ar pune mâna lui carnală pe Dumnezeu, cel care nu se vede. Argheze al nostru zicea: încerc de o viață întreagă să stau ceas la spadă, dar te-ai ascuns de mine oricât te-am căutat. Oricât îți pipăi pralgul șoapta, triste ruși, dar numai de belciuce, de lagăte și drugi. Da? Pentru că el căuta o experiență mistică. Ceva ce, deși era un om foarte cult, foarte, foarte deosebit, nu, sigur că nu este intenția noastră să dezbatem poezia lui Arghezi la vânul acestei biserici astăzi. Dar umplerea cu Duhul Sfânt este o experiență unică în viața unui credincios și este ca și cum ai pune mâna pe Dumnezeu cu adevărat. Este ceva ce nu se poate compara cu nicio experiență. Nu se poate compara cu nicio experiență pământească. Acei care au trecut pe acolo știu, iar cei care n-au trecut pe acolo să se silească. Pentru că Biblia spune: făgăduința aceasta este pentru voi,
pentru copiii voștri și pentru tot ceea ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. Dar ea este o lucrare care zidește, care împuternicește, care ridică, care dă energie celui credincios pentru a merge mai departe. Și cine a trecut pe aici, moartea nu mai poate sta în față niciodată. Aceștia din ziua cincizecimii au fost cei care le așteptau pe Domnul. Și aș vrea să scot în evidență astăzi patru lucruri pe care oamenii aceștia le făceau și pe care le fac și copiii. În primul rând, vreau să scot în evidență faptul că acești, mai mult decât 12, în jur de 120, aceștia credeau în cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dacă a fost o vreme când cei mai apropiați, cei 12, interpretau ce spunea Domnul Iisus în chip și fel după cum erau învățați de la străbunice și bunicilor, a venit vremea când acest trecut să rămână în trecut și ei să schimbe poziția. Și acum ei credeau deplin în cuvintele Domnului Iisus Hristos. Credeau că ceea ce a spus Domnul se va împlini cu adevărat. Și lucrul acesta îl face orice copil, oricât de slab și pirpiriu ar fi tatălui, să uită de jos la el și zice, oh, este cel mai puternic om din lume. Da. Și el crede că tatălui poate face orice. Oamenii aceștia care așteptau botezul Duhului Sfânt, care așteptau făgăduința tatălui, credeau că ceea ce a spus Domnul se împlinește cu adevărat. Așa cum copilul cel mic crede că dacă tatăl i-a promis ceva, lucrul acela îl va da cu adevărat. Și vă spun, dragii mei părinți, dragii mei frați, nu vă jucați cu promisiunile copiilor. Vorbiți cu ei lucruri pe care le puteți face. Nu faceți promisiuni care nu se pot împlini. Pentru că aceste promisiuni pe care nu le împlinește tatăl sau mama față de copiii lui, clădesc în copil cancerul destructiv al neîncrederii. Copilul crede că ceea ce a spus părintele este adevărat și se va împlini cuvântul părintelui lui. Dacă aici în biserică sunt oameni și sunt oameni aceștia care așteaptă pe Duhul Sfânt să vină în viața lor și să experimenteze această putere nemaipomenită, trebuie să creadă că ceea ce a spus Domnul este adevărat astăzi. Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru tot cei ce sunt departe acum în America de Nord. Măriți să fie Domnul! În al doilea rând, dragii mei, dacă voi spune ceva ce nu se potrivește cu ceea ce au spus alții, este pură întâmplare pentru că n-am pregătit predica acum pe scaun. În al doilea rând, dragii mei, în al doilea rând, oamenii aceștia nu numai credeau, dar se încredeau în ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Vreau să elaborez puțin afirmația aceasta. Dragii mei, oamenii aceștia, apostolii Domnului Iisus Hristos, nu erau din Iudeia. Da? Așa cum nu se prea potrivește acum, că noi trăim într-o epocă foarte globalizată. Atunci era foarte diferit situația. Ei erau dintr-o altă țară. Erau din Galileea. Galileea era ținut distinct și nu avea administrația pe care avea Iudeea. Da? Ei erau niște străini, aveau alt port, altă vorbă, alt obicei. Și totuși și-au găsit un loc în Ierusalim și au spus, aici stăm. De ce? Pentru că Domnul ne-a spus să stăm aici. Cât să stăm? Un an? 2 ani? 10 ani? Cât să stăm?
Pentru că la scara istoriei sau la scara universului, un an este nimic, 10 ani este nimic. Nu? Domnul le-a spus câte zile, le-a spus nu după multe zile. Nu după multe zile. Și ei s-au încrezut în cuvintele Domnului Iisus Hristos, nu numai că au crezut. Oamenii zice, spune Scriptura. Noi ne bucurăm în necazurile noastre, pentru că necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruință în încercare, biruința aceasta aduce nădejde. Și nădejdea aceasta, am mai spus de un lucru acesta, n-a găsit, nu există cuvânt să traducă noțiunea aceasta. Și atunci ne găsim într-o situație foarte ciudată de a explica ceva ce nu se poate explica. Spune Scriptura, nădejdea aceasta nu înșeală. Orice nădejde include în ea o sumă de incertitudini. Însă, spune Scriptura, nădejdea aceasta nu înșeală. S-a vorbit astăzi aici despre faptul că noi, principala noastră, principala țintă, principalul scop apostolului Pavel era să se roage pentru mântuirea lui Israel. Da? Lucrul acesta trebuie să ne însuflețească pe fiecare dintre noi, să ne rugăm pentru mântuire. Acum problema este, ne rugăm pentru mântuirea noastră sau a celorlalți? Apostolul se ruga pentru mântuirea izraeliților, dar el era mântuit. Deci, în al doilea rând, oamenii aceștia se încredeau în Domnul Iisus Hristos. Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Scopul nostru este în fiecare zi să aducem lumea aceasta înainte lui Dumnezeu pentru a fi mântuită. Spune Scriptura, faceți rugăciuni și cereri pentru împărați, pentru dregător, pentru cei înălțați în administrație, parafrazez ceea ce spune Apostolul. Pentru că ansamblul acesta administrativ are putere. Și dacă el va fi blând, noi vom putea sluji pe Dumnezeu în liniște și pace. Ne rugăm totdeauna pentru mântuirea lor. Dar în același timp, prea iubiților, trebuie să fie clar pentru noi un lucru. Trebuie să fie clar pentru noi un lucru. Să ne încredem, nu numai să credem, ci să ne încredem că Hristos, ce a promis, poate să ne dea. Așa cum copilul mic, dacă i-a spus tata că îi dă o mașinuță, el crede că îi va da o mașinuță și crede că tata are puterea financiară să-i cumpere mașinuța aceasta. Și cât este dezamăgit atunci când acel obiect micuț pe care îl dorește tata nu-și permite să-l cumpere. Aceia care au fost la Rusale, în camera de sus, nu numai că virgulă, credeau, n-am făcut nicio cacofonie, puteam să nu pun virgula, da? Nu numai căci credeau, dar se încredeau că Hristos are putere să trimite ce? Ceva ce n-am experimentat niciodată, ceva ce n-au experimentat părinții noștri niciodată, ceea ce nu au experimentat frații noștri niciodată, ceea ce habar n-avem ce îi. Dar el ce a zis? O să vină peste voi o putere. Dragii mei, în a treia rând vreau să vă spun că cei din camera de sus s-au comportat ca și copiii. Le-au plăcut să fie toți împreună în același loc. Acum, am vorbit o dată despre lucrul acesta și era aici o soră și ziceam că, virgulă, casa aia trebuie să fie destul de mare sau foarte mare ca să poată găzdui 120 de oameni.
Și mi-a zis, sora, nu, nu este mare, se poate găzdui 100 de oameni, dar dacă vreți să faceți experiment cu casele voastre în care locuiți și să adunați 120 de oameni maturi, 120 de oameni maturi, să vedeți cum vi se îngălzește casa când sunt 120 de oameni. Nu face față sistemul de ventilație, că noi aici suntem pregătiți cu sistem de ventilație foarte serios, dar când îi bagi în casa ta, nu mai rezistă sistemul de ventilație. Da? Și oamenii aceștia să mănânce în casa aceea și să doarmă în casa aceea și să vedeți cam cât trebuie să fie casa aia. Era o casă suficient de mare. Cineva dintre bogătașii de acolo a fost atras de învățătura Domnului Iisus Hristos, așa hotărât Dumnezeu cel adevărat. Și a pus casa lui la dispoziție. Banca aveau o cameră așa de mare încât toți puteau face rugăciune acolo. Și le-au plăcut să fie împreună acolo. Așa cum la copii le place să fie împreună, să se joace, să fie mulți, să facă ghidușenii. Eu nu vă pot spune cum au fost ei. Știți, imaginea aceasta venită din ortodoxism este ciudată. Este ciudată. Ciudată. Vreau să vă amintesc, frații mei, că Petru a mâncat cu Domnul Iisus. Și Petru era acolo. Și Petru l-a educat, în paranteză, în ghilimele, pe Domnul Iisus. Da? A încercat să-și impună părerea lui înaintea Domnului Iisus. Vă amintesc că Ioan era acolo? Vă amintesc că Toma era acolo? Vă amintesc că Bartolomeu era acolo? Vă amintesc că Filip era acolo? Oamenii aceștia care au fost exact ca noi. Erau acolo. Ei nu aveau noțiunea aceasta de rugăciune cum avem noi acum. Și sunt 100% că nu se rugau ca și noi. Dar ce făceau? Așteptau făgăduința Tatălui. Așteptau că va veni o clipă când lucrurile se vor arunca. Și între timp făceau administrație. L-au ales pe înlocuitorul lui Iuda, s-au organizat acolo, probabil că de acolo a pornit și ideea comunismului. Comunismul nu este rău. Comunismul ateu este rău. Adică posedarea tuturor lucrurilor în comun și au și încercat să implementeze conceptul acesta. Probabil acolo s-au născut și lucruri bune și lucruri rele în timpul acesta. Le-au plăcut să fie împreună, așteptând ceea ce a promis Domnul Iisus Hristos. Spre deosebire de copiii care le place să fie împreună așteptând nimic, da? Lor le-a plăcut să stea împreună așteptând ceea ce le-a promis Hristos. Dar, repet, habar n-aveau ce va veni. Habar n-aveau. Noi acum știm ce așteptăm. Când zicem, mă rog Domnule să mă umple cu Duhul Sfânt, eu știu ce aștept acum. Pentru că am experiența a 24 de generații sau 26 de generații din spatele mele. Da? Dar ei nu știau nimic ce așteaptă. Dar așteptau ceva ce le-a promis Domnul. Nu? Nu se potrivește cu voi adevărul acesta? Ascultați ce spune Scriptura. Ce se potrivește cu voi? Ce se potrivește cu noi? Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea gata să fie arătată în vremurile viitoare sau vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, cu toate că acum sunteți întristați prin diferite încercări. Pentru că știți că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca sfârșit lauda, slava și cinstele arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L vedeți. Credeți în El fără să-L fi văzut. Și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți moșteni ca sfârșit al alergării voastre
mântuirea sufletelor voastre. Nu? Nu l-ați văzut pe Domnul niciodată. Nu știți cum arată. Sigur nu arată ca și în chipurile și ca în filme. Sigur nu arată așa. Sigur. Nu l-ați văzut niciodată. N-a stat cu el de vorbă niciodată. Nu v-ați certat cu el niciodată. Ha? N-ați mâncat cu el niciodată. Și totuși îl așteptați. Nu știți cum arată. Nu știți cum va fi. Dar îl așteptați. Așa cum au făcut și apostolii atunci. Nu știau ce vor primi. Nu știau ce vor veni. Nu știau ce se va arăta. Dar așteptau. Și le plăcea să stea împreună, pentru că Domnul le-a promis ceva. Și dacă Domnul le-a promis ceva, credeau, se încredeau și îl plăceau să aștepte. Și în al patrulea rând, dragii mei, vreau să amintesc faptul că nu numai că credeau, nu numai că se încredeau, nu numai că le plăceau să fie împreună, dar se bucurau cu o bucurie de neimaginat. Dragii mei, când a venit Duhul Sfânt peste ei, când s-au așezat limbile acelea de foc, când s-a așezat, să presupunem că eu sunt acolo, când s-a așezat peste mine, eu știam că s-a așezat peste mine. Știam? Habar n-aveam. Pentru că nu mă vedeam pe mine, nu aveam oglindă, nu eram în fața oglinzii. Da? Limba a venit, s-a așezat, noi habar n-aveam. Eu îl vedeam numai pe Same, când numai pe el vine. Și eram gelos pe el. De ce vine pe el și nu vine peste mine? Deși el, acel lucru s-a întâmplat și cu mine. Toți care au fost acolo îi vedeau pe toți ceilalți, numai pe ei nu. A? Dar nu i-a apucat gelozia pe ăla care l-a văzut pe celălalt cu limba de foc deasupra capului lui. Și a început să slăvească pe Dumnezeu. Și cum și-a deschis gura, cum a vorbit în limbi noi. Cum și-a deschis gura, cum l-a slăvit pe Dumnezeu. Fenomenul acesta se întâmplă de fiecare dată. De fiecare dată. Dacă Dumnezeu îi dă cuiva un dar și el în modestia lui nu vede că Dumnezeu a dat darul acela, toți ceilalți văd, numai el nu. Dar el îi vede pe toți ceilalți înveselați cu darul, numai pe el nu. Aceasta este frumusețea Rusaliei. Focul, puterea, o văd ceilalți peste tine, tu habar n-ai. Tu crezi că ești singurul care n-ai primit nimic, pentru că nu te poți vedea pe tine, dar toți ceilalți te văd pe tine și tu îi vezi pe toți ceilalți. Apoi ai te mâine să povestești la picnic ce s-a întâmplat ieri și cu tine și o să spună oamenii, ce limbă de foc a fost peste tine. Peste mine. Și fiecare de acolo spunea lucrul acesta. Pentru că fiecare l-a văzut pe celălalt, dar toți l-au văzut pe el. Numai el nu se vedea pe el. Dacă se întâmplă așa astăzi cu noi, se întâmplă și ce s-a întâmplat atunci? Dacă îmi dă mie Dumnezeu tărie de caracter și înțelepciune, de ce credeți că spune Scriptura? Fiecare să-L vadă pe celălalt superior lui. De ce? Credeți că degeaba scrie Scriptura lucrul acesta? Nu degeaba. Fiecare. Când fiecare îl vede pe celălalt într-o postură mai înaltă decât a lui și toți ceilalți îl văd pe el într-o postură mai înaltă decât a lor, pe ce se întâmplă acolo? Se întâmplă ce s-a întâmplat la Rusale. Ei slăvesc pe Dumnezeu și când slăvesc pe Dumnezeu, pentru că, dragii mei, las fraza aici, se întâmplă real. Dacă eu slăvesc pe Dumnezeu
pentru fratele Cipcigan.